arachinilor sunt grele astea. Sunt grele, după cum ați văzut, ieșim la plimbare cu câinile, încoace încolo, înțelegeți, eu l-aștept pe Belo. L-aștept pe Belo să vină, pentru că mă duc, am crezut că el. Mă duc la Ciurila, Iania, să-mi aranjeze el, că normal la mine Belo trebuia să lucre. Să-mi facă tătătă ce am de făcut acolo. O să dureze, o să coste o groază de bani. Nu știu când vom termina, serios. Nu știu când vom termina. Important e că avem ambiție să ducem lucrarea la bun sfârșit. Îți gândit, oameni buni. Îți gândit până peste maxim. Vedeți? Copiii pleacă la antrenamente. Ia. Măi! Și Belo nu poate să vină să lucre la mine. Pentru că tu l-ai, Doamne, ce mașină de înghețată. Am zis că Belo îi... Fiecare mașină care trece, cred că e Belo. Belo nu poate să vină să lucreze la mine. Pe simplu considerent și motiv. How? Că lucrează la Otilo. Și e lucru mult. Și nu poate să-l lasă pe om în priză. Înțelegi? Da, dar și eu am muncitori buni. Am muncitori buni, numai că prietenilor va trebui sumă de bani. Și nu e asta. Ori lăsăm apartamentul Amanet undeva, vreo 60.000 de euro, nu știu cât va fi dobânda, ăla e Belo, oare mâncați așa? Să mor eu dacă nu, cu duba. Ha? Ori, ia, duba albă. Nu e Belo contors, ha? El e. Tu ești Belo! E Belo, mâncava așa. Am luat și hârtii Belo. Hai. Și pix. Mă duce Belo. Belo, cred că trebuie să-mi las apartamentul Amanet. Dacă o să scumpit acum prețurile, la materiale? N-am cum Belo să duc la bun sfârșit. Și nu vreau să... Auzi, dar cine e ce grăbește să dați? Belo, câți ani am? Bine, mă, așa, dacă... Câți ani am, Belo? 60. Bă, nu vreau să mai zic filmez, să nu vadă. Cât? Lasă, dă-le pace. Câți ani mai trăiesc, Belo? A? Papul la câți ani a murit? 72. 60. Papul a fost slab, a fost ăsta. Mai trăiesc un 5. Încă ești ok, mă. Păi încă sunt ok, dar vezi tu, mai trăiesc un 5, 6, 7, 8 ani. 10 ani cât trăiești, 20, că n-ai iunit. Înțelegi? Și atunci... Vrei să stau să fac asta în 20 de ani? Nu, mă, eu nu vreau să... Nu în 20, bă, dar n-am zis. Dar nici în 2, 3, 4... Dacă se termină, ascultă-mă, eu zic așa. Eu zic că s-o scumpi foarte tare și din cauza la războiul ăsta. Dacă s-ar încheia războiul, mă gândesc că... Nu-i de Belo! Așa zic oamenii tot și la radio aud. Belo, cât e o casă afară? Dar să știi că la noi e mai scump ca în afară. Auzi, nu, Belo, fii atent, la Cluj, da, dacă te duci la Timișoara e mai ieftin, exact. Dacă te duci la Deva e mai ieftin, nimeni în Oradea, mai ieftin. Înțelegi? No, așa e, unde sunt orașe principale,
Așa e și afară. Da, eu știu. Îți scumpe e numa. Da, eu știu, da. Nu, fiate, nu materialele scumpe, ci terenul e scump. Și terenul să... și materialele. Materiale ca materiale, dar mă, terenul și alea. Asta are, n-ai văzut la știri. Uite, asta era la ora 11-12, cât o folat 11. Știrile alea de seară? Da. Ziceau că mulți stagnează, mulți care și-au ridicat casa la roșu, stagnează din cauza la materiale, că s-au ridicat foarte mult și ei speră să coboare iar înapoi prețurile la care au fost, că zice că din cauza la război. Belo, când va scădea... Să nu crezi că mint, eu nu vreau să... Auzi, când va scădea prețurile, da? Se va restabili banul. Înțelegi? Am înțeles, perfect, înțeleg. Fii atent aici. Când în Italia s-a schimbat lira italiană și a băgat aurul, a făcut restabilire și o cafea era un euro, care o cafea era banii vechi 50 de cenți. Dintr-o dată a, o dublat-o. S-a dublat, am înțeles. Înțelegi? Nici material nu băgat. Măi! Las-o jos, las-o jos! Mamă, ce-au făcut ăștia de aici să mor eu dacă nu? Și auzi, Belo, la tăți le dă teren, ia col. Le dă teren la tăți. Care locatari? Ia. Da, da. Le dă grădinuță la tăți. Ce era să-i vrem ala? Le dă grădinuță la tăți. Ia uite ce mâncava ajută. Ăsta e șmecher, să mor eu. E șmecher, ni? Bagă la lopată. Ai, Belu, codie erai tu să-mi lucri tu la casă. Da, știi că s-a prins. Da, știu, Belu. Știu. S-a zis că astăzi mi-a repică de luni, trebuie să mă duc acolo. Eu sunt păgătat aici, mă duc dimineață două ore, mai trebuie să car la femeie. Da. Și de luni trebuie să mă duc acolo. No, ce să zic, mă? Deci, Belu, eu mi-am găsit un băiat, unul Claudiu. Înțelegi? Acum să văd. Nu că nu vineam, că vineam, dar nu pot sta nici după mine, știi ce zic? El a venit și mi-a semnat ceva pe acolo, dar eu am zis... De anul trecut lucrez la asta. Știu, Belo, dar știu că am vorbit și cotilor, știu. Dar am zis așa, în gândul meu, mă, era Belo aici, că dar întotdeauna la mine acasă oameni buni, știți destul de bine, Belo, zis, aici ar trebui așa, aici așa. Care omul și dexteritate în gândire. Deci și-am zis așa să vii, Belo, să-mi aranjezi tu tot pe hârtie ce și cum, unde și trebuie făcut. Și ideile și tot rămân salvate și când vine copilul ăsta, și copilul ăsta e bun, că copilul ăsta a lucrat la Hax-ul și am văzut ce lucrare a făcut la Hax-ul. Bun, atunci, dar am văzut la Hax-ul, n-ai filmat la Hax-ul. Da. Bine, tu n-auzi cât o băgată la col. Mi-a spus copilul ăsta. Doamne, mie fer și apără. Dacă ai atâta. Da, atâta. Da, dacă da, ai atâta, bași tot da, acolo, nu pot. No, da. Asta e ideea. Da, prietenilor, să vedem să las casa manet în vreo 60.000 de euro și să-i dau drumul. Cu 60.000 de euro o fac, știi cum, lună și bec la semifinisat. Nu, cu 60.000 de euro și pot finisa. Da, o pot finisa. Știi ce batăr să-mi fac? Să-mi fac beciul de jos. Și acolo să-mi bag un... Mă duc, dar auzi, nu la banco dau Belo, casa... La casa dai sau apartamentul? Apartamentul. Apartamentul. Nu, apartamentul, pe ei acasă. Nu la bancă, găsesc pe cineva care îmi dă bani, fac acte cu el, tot. Înțelegi? Ajutor. Pe așa poate prins la 0,30. Ajutor. Pe la 0,3. La 0-3. Ajutor. 0-3 peste tot. Și am aurul. N-ai ce să faci. Aurul este mai ieftin. 0-1-5. Da, acolo, Belo, când duci sumă aur mult, zice că n-au bani. Call me, sunt, da. Merg, așa am făcut da. Și eu. No, nu mă zic, no. Ce faci cum ești? Mai bine, mai rău? Unde-i pune aici? Păi uite, e acolo în ea, dar eu l-am acolo sus. Vezi? Da, trebuie să vină cu tabloul. Dar fii atent, Belo, ca să-ți explic. Exact cum i-am explicat la Claudiu. Bucătăria va fi acolo. Aici. Acolo va fi bucătăria. Da.
De ce prima dată prin cameră? Da. Așa cu prima dată. Da, da, prima dată cameră. Dar bucătărie fac aici. Da. Și fii atent. Aici, în ea... Vezi când faci... De cât faci polistire în afară? Sau vate? Sau ce faci? Vezi că trebuie să faci. Gros? De ce? Să dai nimic, să dai de fapt. Aia. Știi ce zic? Aia, păi... Asta cum a plouat? Nu. Hai, nu? Aia, începe. Aia, găurile astea? Pe astea le astupă. Dacă pui mâna, le astupă, dar pijaba, nu? Da. Pe le astupă, nu le astupă. Le astupă, dar trebuie să pui mai gros. Aha, nici aici. Dacă îți faci încălzire, fac de o seară. Nii. Ascultă-mă, fac așa. Ales că îți faci încălzire, fac de o seară. Da. Cu cât izolezi mai mult. Da. Cu atâta să fie mai cald. Nu, mai cald. Da, da. Știi ce zic? Aici ce este astea? Întrerupător. Întrerupătorul, dar aici încă nu știm nivelul. Și aici ce e rău. Că încă nu știe ăla cu șapa. Că am făcut la 1.20, dar mi se pare foarte sus. Că ei nu se ridică cu 30. Normal ce este, trebuie întrerupătoarele așa, 95. Cât da? Din alt. Păi fii atent, aici o să vină că pune din ăla. Da, ok, vine polistirenul, vine țevile și după aia șapă. Profesor Belova. Aia e undeva la 14 cm, zic eu. Da. 14. Bun. Și dacă pui 15, da. Din 120, îți vine la 105. Destul de sus întrerupătorul. Și ar trebui pus, eu zic, aici, un pic mai jos, față de aici. Să nu-ți lase aici un întrerupător. Bun, deci... Deci 5 cm mai jos. Eu, nu, 10 cm mai jos. Ai dus tu astea, dar nu, astea sunt așa în ea. Eu zic așa că, uite-te, să zicem cum e camera asta, da? A. Dar nu, el știe. No, fă un pic camera. Asta e bucătărie, zic. Da, bucătărie. Fiu aici o bucătărie. Exact. Bucătărie. Așa. Și fac așa nea de sus în jos, până aici unde e doza, asta e doza, da. Să fie că acum, de exemplu, ești atent, părerea mea, nu, eu zic așa. Deci, el a făcut la 120 semne, dar dacă minus 15 ar fi 105, deci să-ți facă cu 10 mai jos, ar fi la 95, este suficient. Ai venit? Asta e, cum ai venit? Da. Acum e șapă da. Curnată. Când pui mâna așa, da, da. Unde arăt eu. E bine. Știi? Da. Și dacă pune mâna de aici și până aici, 95, am zis. Dar dacă vine șapa turnată până aici, da, atunci ești mai sus? Bă, ca și cum ar fi acum. Acum e turnată șapa. Aia. Aici s-a pus să-i tăt. Da. Tu oricât ai fi, tu tăt aici ești. Da, și ea vine aici, normal. Da. Știi ce zic? Am înțeles acum. Cu 15 acum. Mai sus, da. Aia 15 mai sus, vine acolo. 15 cu 95, 110. Asta e nivelul. Bun. Ești cu 10. Mai 110 acolo. 110, un pic mai jos. Așa da. Eu. Da. Bun, așa vine. Știi? Așa vine. Deci asta ar fi la 110, 110. Bun. La 120. Bun. Și trebuie întrerupător. Bun. Aici, nu știu cum vrei să faci un pic mai complicat, vrei cu sportul, vrei păi să... Păi acolo e bucătărie, nu? Îți trebuie un pic de... Ascultă-mă, și dacă... Asta, am un știință finisă, dar părerea mea, că ăla care vine să finiseze, știe unde e doza. Eu, de exemplu, n-am o problemă. Eu văd unde e doza, sparg, eu repar, știi? Ah. Eu trag. Da. Poate vrei, nu știu, o formă, poate vrei un pic de bandă, poate vrei un pic de nu știu ce, poate vrei un pic de... Știi? Da. Asta ți le faci atunci. El oricum îți duce principal. Și dacă îți duce, poate să, eventual să-ți ducă fire cu tri atunci. Știi? Tri fire. Da? Da. Aia trifazic? Nu trifazic, nu. A, cu tri fire. Cu tri fire că îți dau nuluri și o fază. Aha. Că dau, ca și mai pune întrerupător dublu, știi? Da. Dacă pui întrerupător dublu, ai un bec sau din candelabru sau 5 becuri. Cât vrei tu. Da. Asta e ideea. Bun. Deci, aici unde vine mașina de spălat, tu trebuie să nu, știi... Nu, mașina de spălat vine afară. Bun, dar vine... Aici vine mașina din aia, cum îi zice? De aici, părerea mea, eu aș face așa. Zii. După ce și-ar face ea frumos. Da. Știi că... Știi ce? Nu poți să știi exact până nu-i turnată șapa jos, să nu știi cât, toarnă ea șapă. Îți toarnă 5, îți toarnă 7, păstă, îți toarnă... Că tu n-ai un nivel final, știi?
Da. Și atunci, în funcție de asta, poți să-ți facă și interupătoarele la fix. Știi că e vorba de un centi, da, gresia sau ce mai trebuie. Știi ce da, da. Eu așa aș face. Că după ce ai făcut pe jos, poți să-ți dai seama atunci, poți să măsori și la friză. Unde da, vine friză? La 50, da? Ok, înapoi. Poți să dau nivelul păstător la fel. O priză mi-o pus-o acolo. Da, una văd că e acolo. Da, bine, dar asta dacă e... Numai, eu, una eu, acolo. Eu, și zici ce zic? Acum ai pus-o la 35. Da. Dacă mai vine 15, rămâne la 20, mi se pare pe jos. Prea jos. 35 e bun, 40. Bun, da, zice 40. Da. Omul, nici omul nu știe încă nivelul. Aha. Și asta, de așa ți-a zice, ți-ai cap cum aș vedea eu lucrare. Da, da, da. Nelson. Bun, eu știu ce vine, aia vine, aia vine, aia vine, aia pot să zic un preț, da? Bun. Dar n-aș face până nu vine aia frumos. De ce aia să facă prima dată? Aia ar trebui prima dată, părerea mea. Întreabă și pom, că după aia o să zici, păi e pe jos. Știi? Aha. Sau e pe sus întrerupătorul. Și deci prima dată trebuie să vină instalatorii. Instalatorii ar trebui să vină prima dată să-ți facă. Și eu, unde, apa unde trasă? Cum? Apa unde trasă? Apa? Da. Încă n-am, e acolo în ei. Încă n-am tras-o. Aia e tras, deci am tras-o o furtună aici în spate. O furtună sau o țară? O, din ăsta, nii. Da, 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 nii. Da, ok. No, păi de aici, e tras aici. Aici va veni ceva închis? Da. Trebuie să vină ceva închis, ca asta după aia ți-mi gheață. Da. Da, 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 vine aici închis. Aici trebuie spart, băgată țava. Da? Nu, 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 direct? Trec în baie. Dar aici ce va vine aici? Mă, aici vine, aici vreau să fac la centrală. Atunci dacă faci aici centrala, a? Și ce mai trebuie? Aici o să pun, să zic, o ladă frigorifică, mașina de spălat. Da, poți să-ți faci atunci, să duci asta, o tai, o aduci aici, aici e bucătăria. Bun. Nu, nu, acolo e baie. Aici e baie, nu contează. Da. Că tu poți să pui direct aici distribuitorul. Da. Ca să nu mai fie înăuntru. Atunci, așa, că nu da, te încurcă. Da. Și faci un distribuitor, vii cu principala. De aici mergi unde vrei tu, cu ce ți vrei tu. Aha, deci distribuitorul aici. Da, eu a zice că aici nu e înăuntru, știi? Da, da, da. Că dacă da, tu îl pui în baie, nu, poate vine WC-ul, poate vine da, chiuveta, nu, poate nu, pui nu, un dulap, nu, poate pui ceva. Înăuntru nu trebuie nimic ca să și bagă. Și te încurcă. Da. Poate vrei să-ți pui o vană, nu știu ce vine. Zic da, grosomodul, da? Și după zici, apoi nu pot să pun aici, că e distribuitorul. Vezi ce să fie în baie, când, dacă aici oricum e cameră, tu închizi aici, faci acoperiș. Da. Ai băgat aici, tată. Da. Sau dacă nu aici, aici ce va fi? Cameră. Nu, acolo e living. Da, sau un living atunci. Dar o gaură aici și poți să-l facă oamenii pe dinăuntru atunci. Nu, mă, omule, da, nu, că aici un living, nu, aici o să fie, știu eu, un pat, din ăla, o sofă din aia, o masă, da, înțelegi? Da, acasă nu se vadă, ascultă-mă. Poate spui cum ai tu acasă din ăla, șemineu. Nu mai pun, șemineu în bucătărie vreau să nu, pui. Nu, din ăla de formă, mă, nu? Aia de formă, aia. Nu, tu da, ai de formă. Da, da. Ăla e de formă, ăla la, sub televizor ai. Ăla nu e de formă? Băi, nu bagi leamne pe el. Nu bag leamne. E la priză, e dar poți să-l muți, poți. Da, 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 da. Bun, dar dacă tu să zicem aici în living, îți dau un exemplu, sparci, că ăla oricum nu se vede, că îi vine la ușă din aia mare, vine un distribuitor, da? Bun, ai băgat, l-ai pus ăla în față, nu se vede nimic, nu știi. Numai în cazul în care trebuie să umbli, l-ai mutat, ai deschis, ai făcut treaba. Nu, distribuitorul acolo afară îl pun pe ăla. Atunci pune-l afară. Acolo afară. Îl pun că, numai că acolo și tablou de curent, de și tablou de curent, tot afară. Alea cu multe din ele. Principală. Principală, cu da, siguranțele. Da, cu da. Exact. Da. Și se zici numai să-ți facă, să-ți facă, dacă se poate, să-ți facă pe circuite separate. Da. Da? Deci mai bine duce un principal pentru prize, să zic, da? Da. Unul pentru lumină, partea de sus. Aha. Aici, să zic, sau bucătăria unde sunt mai multe, sau... Tu trebuie să știi exact unde îți vine mașina de spălat, unde îți vine alea. Dar la bucătărie, să nu îi să-ți duc... Mașina de spălat afară vine... Acolo, în cămara asta. Faci o cameră mai mare atunci. Dar normal, pe uite-te mă, omule, ce mare îi, mă. Așa, nu ai ce face cu terasa asta. Nu, dar n-am ce. Uite-te ce mare îi mâncați așa. Păi nu, dar tu mai faci aici? Terasă? Că mai faci nu, aici. Mă, omule, de aici. Asta așa, păi aia expre. Exact. Deci aici un spaiți de la mare. Camera centrală, cum ar veni. De exact, da, da, da. Oh. Da. Da.
Da, pe ce centrală faci, pe pepeleț? Ha? Asta trebuie să văd. Pe pepeleț sau că... Zic că dacă... Știi că la militar mai greu. Am înțeles eu că aici e treaba, dar nu. Ha? Că nu, una e pentru una, una e pentru alta. Știi? Pe peleț e mai bun, așa e? Pe pepeleț nu, poți să mergi și cumperi și ai gata poveste, știi? Așa ha. Până găsești lemne, până nu știu ce. Nu. Am unul zic că nu sunt lemne. Sunt lemne, da. Nu. Așa? Și, Belo, centrală, pe peleț, a? Păi, nu, poți să faci cu, știi că e fain că cu automatizare. Ai mers, ai goli sacul, că are cuvă, ai da? Goli sacul și ai atât de pa, 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 da? Păi nu te mergi să faci pe foc, asta aha. E ideea, știi? Nu. Aha. Și pe timp de vară, nu, dacă te ai acoperit și mi-aș face, mă trebuie să zici la instalator, eventual să-ți iei solar. Da? Ca să nu-ți margă pe curent. Vara nu mai plătești curent. Ca să încălzești apă să din ale. Nu știu cât e, 13 milioane, 15 milioane. Ți-ai făcut instalația și gata. La vara ce, cu ce călzire îți trebuie, Belo, că e cald de numai? E cald și tu, nu-ți trebuie apă caldă. A. Pe da. Atât timp cu bolă, rupiți atunci, da. Pe curent. Da. 15 milioane pe lună dai. 15 pe lună, într-o lună ți-ai luat sistemul, nu mai trebuie până pentru apă de energie, pentru alea. Nu mai încălzăști. Nu, nu știu, așa mi-aș face. Aici... La un deci... moment dacă ți-o făcut, numai trebuie să știi unde, unde vine mobila. Unde, unde va vine? Acolo, în capătul? Nu, fii, fii atent. Aici sau vine aici o... Vine? Pe partea asta nu, mă, omule, aici vine o... O masă. Nu masă, mă. O insulă. Insula, da. Dar insula vine cu curent, acolo pui... Da. Dacă atunci trebuie votă din aia care duce pe sus. Nu este altceva. Nu, dar mi-aș pune o botă pe perete și aia am vrut să zic, să, când tragi fire, când tragi fire. Să zic să trag un fir de 6, dacă vrei, pe curent, da. Că n-ai gaz. Da. Mi-aș pune, de exemplu, aici, da? Da. Aici mi-aș face o chiuvetă, mai spăl, mă mai văd și pe vecini. Și mi-aș pune aici că ești direct afară cu botă. Pe partea asta sau pe partea asta, dacă nu, pe tunări, da? Trebuie să-ți faci carpeta, să-ți duc un fir gros de 6, da. La plită. Asta e ideea. Ca să nu mai sparge după ce ai făcut, știi? Aha. Deci fir de 6 la plită. Că nici astea nu știu mobila cum vine până nu e gata. Păi ce să fie gata? E gata. Da. Băi, dar tu trebuie să iei ca și cum ar, exact, dar vezi cum e despărțitura, tu știi unde e pereții. Tu trebuie să, deja trebuie să-ți faci o idee, viceză, ca să știi la om să stragă. Dacă vine pe peretele ăsta, automat îți trebuie la 1.90, la 1.30, da? Da. Niște prize, da? Umblat, că unde este. Tu trebuie să-ți faci, să-ți faci un desen, să știi, bă, aici vreau. Aici vine mobila, așa vine făcută. Bun, atunci trebuie niște prize aici. Dacă le pui aici și tu faci mobila aici, aici nu o să ai prize. Și aici ghiveta cu apa, cu scurgerea și dau drumul direct șanță în stradă mere. În stradă, că așa fac tăzi pe aici. Serios! Bă, lasă, că tu ai fost o septică, mă, ai făcut acolo. Încă n-am făcut-o. Dar cum se face așa? De așa fac tăzi. Care, că n-am văzut un pic de apă pe stradă. Mă, când plouă. Nu, știi ce zic? Eu zic că cea mai bună treabă așa e făcut. Fă pe ață instalația, oricum mai te costă. Deci prima dată, cât? A, mă costă mult. Aici, la suprafața asta. Și sus. Și sus, să pun bardoseală. Ha? Wow, înseamnă că nu, îți bine bine YouTube. Ce te costă aici undeva la 5.000 minim, 5.000 de euro. Da? Și sus, iar, 10.000. Du-te, mă. Da? Pe amul își face durel. Are mai mică suprafață ca tine. Partea de jos, cum ar veni parterul, 4.000. Da? La tine, dacă e mai mult, e 5.000, am zis, da? Da. Bun, sus își face cu calorifere. Aia, asta cât să fie? 3 metri, 5? Acum 3 metri, că zic eu acum să fii baia asta. Îți zic acum mie. Ce cățu eu? Nu mă, ce nu le dacă trage fiere de jos. Ce zici? Ia. Berman 2, 2.30, hai să vedem cât este. 30 pe 3, 40. 8 metri.
Pe telefon pe calculator, că tu ai telefon. Am mai mașină. N-am știu dacă am calculator. Dig, ce să mai calculez, mâncați așa că dacă mor. Vrei să știi. Îți decedat. Ia, vezi că nu știu unde e calculatorul. 10.000 de euro. Auzi, ce ușor zice, 10.000 de euro mâncați așa. Eu am zis, auzi, eu n-am zis din răutate. Dar și n-a zis 10.000 de euro, ce intră? Îmi face tătălea, nu? Ce? Ale ce trebuie acolo. Țevile și distribuitorul. Da. Ce țevi să pun? Păi speciale alea. Da? Dar nu poți să pui ce vrei tu. Da? Dar stai un pic, că este, de exemplu, dacă era turnată șapa, este acum ceva mai nou. Așa, ca să nu tor șapă mare, așa, poți să tor numai atâta. Și da? Atunci alea-ți vin alea cu ceramică. A. Dar alea e dublu atunci o te costă. Da? Că nu mai vine cu polistiren. El eradează numai în sus. Aha. Ca să nu încălzăși placa. Normalia e să pune, da? Polistirenul e cel pe jos, ca să nu ți încălzăși placa. Da, să nu se încălzăși placa. Că tu trebuie în sus să margă căldura. Și atunci azi și nu-ți mai ai din înălțimea camerei. Dacă s-o bloca iar, nu știu unde ți-a calculat totul. Da. De asta fac 2.20 pe 2.40, să facă mașina și zic exact cât e. Aia e, asta aș face prima dată, că după ce șapa făcută, făcut deturnată șapa, aștept să s-o știe foarte bine. Deci prima dată cum? Stai un pic. Prima dată trebuie să torci șapa și apoi pune ele. Instalat. Când vine aia, direct, îți pune direct polistirenul și îți face traseele. Așa. Că aici, de exemplu, poate să fie două trasee. Aia să fie o zonă, asta două. Știi? Da. Acolo care un drum la 150 metri. La 100. Și nu poate să le, nu poți să le adaugi țevile. Că nu e bine. Așa se zice că nu e bine. Trebuie să fie țava într-una. Și el vine tot așa din 10 în 10. Da. Și îți face un traseu, două traseu. 3, 4, 5, 6. Da. Și aia trebuie un distribuitor mare. Da. Tu, retur, da. Și așa. Sus aș face pe calorifer. Ca să mai economisești dacă vrei. Da? Păi da, sus dacă îți bagă ei două principale, îți duce din distribuitor. Dar oricum, nu urcă căldura în sus, mâncați așa. Ce să mai pui călză de sus? Păi da, tu ai zis. Ha? Mai trebuie încălzire sus în camere. Dar cum să nu strească, mă? Ha? Păi da, nu închizi tu ușa, că îți vine căldura. Dar pui pe calorifer, mă. Păi îi urci pe scări, urcă pe aici, căldura în sus. Păi urcă, mă, căldura. Oh, vine de aici, oricum trebuie zâdit. Aici trebuie aranjată, îți trebuie zâd aici. Aici da. Iară, dacă nu poți să-l lași. Eu l-ai de sticlă. Păi nu contează, zâd. Dar zâd din ce e făcut. Ce la zâd. Ah, dar pe până îți vine căldura. Se pun încălzire și în scări. Ha? Poți să pui pe curent. Da? Dacă nu vrei, vrei, este, serios, nu. Sugresie să pune aia. Da? Nu e ceva fir așa în ea. Aha. Ideea e că o să pune și afară, să nu îngheață iarna. Păi eu zic, mă, numai ce poți să faci, nu? Da? Aici bun, și aici? Aici apă calorifer atunci, da? Mai ieftin. Păi nu-i 5.000, că e... Cât e caloriferul? Păi nu, mă, dar trebuie să scoți și țevile și... Țevile. Dar 1.500 de euro, nu? Da. Și atunci calorifer acolo, calorifer aici este și unul pe hol. Da, bineînțeles. Și și în baie. Și în baie, da, scăriță. Da. Asta depinde nou, tu știi nou, dar după aceea când trebuie socoteală, știi? Mă rupe. Deci prima dată trebuie să aduc instalator. Eu așa se aduce prima dată instalatorii, să-și facă treaba. Da. Asta e un nivel, știi? Nu, acolo în ea trebuie să trag pământare pentru garaj. Dar oricum îți trebuie pământare direct făcută da. Din start. Da. Trebuie săpat și pus țăruș da. Cu placbandă. Da, da, da. Între ele și în pământ. Da. La garduri, acolo în ea trebuie să trag că pun becuri din alea sus. Pe stâlpi. Pe stâlpi. Da, trebuie să faci pe cap în tencuială. Da. Nu. No. Afară aici, tot, ce înseamnă asta? Otilo, ce tablă și-o pus pe casă? Da, nu știu, că era gata făcută. Da, era gata făcută. Acolo, știi unde mă duc acum să fac? În stagiul ăsta, cum e la tine. Da. Acoperișul e făcut da. Și pereță. Și șapa făcută, cu încălzirea deja e făcută în pătruseală. Da. Atât ai tot. Uh-huh. Că și eu trebuie să mă duc la bucătărie să mai tai un geam, să fac pe afară, să fac și în interior, cu curent, cu apă, cu tot ce da. Trebuie. Da. Ah. Cu baie, cu tot. Exact așa e la untru și la ochiul. Acolo e 10, pe 10 o să merge. Mă, nu
Nu știu, poate că-l știi pe Claudiu, e din, din Jilău. Bun, dar așa e bună treabă, nu, am făcut el, vezi, uite cum e aici, în ea aici, să dai după făcut. Da, 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 da. Păste tot un semnat. Uite, vezi, 105 a făcut el, nu. Dar aia e chestia că tu dacă semnezi aici, nu mai dă cu dincolo, știi da. Ce zic? Da, dacă ai șapa frumos făcut. Da, deci după ce ai șapa și alea tot. Așa aș face, nu. Că... Na bun, dar fii atent, Belo. Eu torn șapa aici și pune ălea. Da. Dar aici nu-i făcut bine. Ia uite că aici când plouă, vine apa, ia colonia, se adună. Tătă apa mi se adună, ia colonia. Să faci o baltă mare de aici. Și stă ia colonia. Așa. Aici iară trebuie să torn. Cred că un cifaron două de... de... Ăsta să-l aduc. Se dai undeva o scurgere. Se dă o scurgere așa în partea aia. În să... partea aia acolo pui o rigolă. Exact. Și de acolo poți să duci unde vrei tu. Da. Că dacă îi faci o rigolă, după aia poți să o duci. Să zic că faci pe marginea asta rigolă, da? Da. Aici e rup și de aici te-ai dus, ți-o duci unde vrei tu apă. Da. În țavă. Și-o scoți în afară. Da. Da. Da, bine, Belo. Atât am vrut să-mi faci. Să-mi spui ideea și... Pe asta, ideea mea așa ne-aș face. Că altfel tu n-ai un nivel, tu n-ai nimic. Bine, vin și pui, lase, am înțeles, da? Dacă după aia s-o ridicat aia mai mult, dacă e pe puțin. Da. Dacă zici, bă, mă leni, bine, păi iară ele tătie, iară spărgele, iară stupăle ale alte. Eu așa aș face, da? Aș știe o treabă. Oare, mă, că-ți așa că-ți bate. Mă rupe. Ești geamurile, unde ești? Geamurile. Ușă, ele. Îmi plâng în pumn. Eu la mine am fundația făcută pe teren. A? Mi-am luat teren. Da, nu-mi place și vreau să... Și ce nu-mi place? Că n-am stâlpi pe colț. Uite, vezi? Aha. Nu lăsa fier afară. Dacă nu-i gata fierul, mie nu-mi place. Eu mai fac cu fundație lângă, așa în ea. Și iar eu de la început cum ar veni, dar ca și cum ar fi asta nulă. Știi? Aha. Dar făcut așa e. Înăuntru, dar nu-i nivelat frumos. Nu-mi place nici aia. Și atunci... I-am chemat Belo și pe ăștia. Corect. De la o firmă de vânzări, cumpărări. A, și? Să le dau casa. Să vin? Să o vând. Bă, unde ai făcut să te muți? Păi, nu-i păcat de liniștea să-i zice. Ne-au scos să-l iei. Mie asta îmi place. Ies pe terasă, dau cafea, apă, să-l încântă. Ce aer? A, Belo, dar vezi tu când. Nu te grăbea și mie, mă. Învățează-mă dacă lăcați în 2-3 ani, mi-a pare bine să te văd că e gata te muți peste 2-3 ani. Așa e să vinzi, auzi, așa e să vinzi la Cluj și eu aș putea să mă duc să vând la Florești și mă duc și îmi fac. Cât de 80.000, 90.000, mă duc și îmi fac. E, dar da. De ce să vând? Dar fii atent încă ceva. Oare este firmă din asta care să zic că mă duc să cumpăr tablă, să cumpăr materiale, tot ce îmi trebuie. E la o singură firmă da? Și să iau, să plătesc așa în rate. Nu, asta nu știu. Nici asta. Dar te-ai bandit, dar te-o mere pe tăci în fronturile. Dar nu știu să zic, vreau, că ți-a zice. Nu dă tata țapă că face un contract. Înțelegi? Lege scurgă, Belo. Da, mă, că și care nu. Nu te duci sus, după aia zici, bă, mai bine după aia zicea, mai bine merem. No, cum e? Da, așa ce e. Ce m-am gândit la mine? Așa e. Că la mine e 11 până la fundația, mă, 11 până, acum e 11 până la și nu era să mai fac mai mare un pic. Și dacă nu mă duc în sus, poate o să stea copii cu mine, poate nu. După aia e pe mare. Nu știi care-i treaba. Da, da, da. Na bine, hai să merem, Belo. Merem. Astea trebuie să le refac de la început. Cum de la început? Îs mici, e ăsta. Trebuie să viu cu asta în ea, cu placa asta dreaptă de aici. Cel puțin până aici s-o întind, știi? Să viu da, beton și făcut, da, da, da. Așa până aici și așa în ea, până acolo. Și aici înapoi acoperit, făcut ca și un zid drept, sus. Mici, mă. Ha? Îs mici, Belo. Mă, tu merg pe acolo, roată, frate. Lasă asta și atunci. Nu, nu. Trebuie să faci platou mai mare. Da, platou mai mare până asta în ea treia. Da. Înțelegi? Și de acolo
Zid. Ha? Da. N-ai ce să faci. Nu vezi că nu-s bine. Nici lemnile nu mi le-a scos păduchii ăștia. Uite, mi-a lăsat o groază de bani am dat pe ele. O groază de bani. Mi-a comandat lemne acolo nii. 60 de milioane am dat pe ele și mi-a rămas acolo. Da. Asta e, mâncava-și Dumnezeu. Aici, să facem, mergi înainte. Up! Prătinilor, am plecat, Belo are de lucru, nu poate. Nu poate Belo să se încadreze. Da, nu că n-aș veni să se încadreze. Nu pot acum. Da, Belo, am înțeles. Asta.